Dar haideți să ne aducem aminte de perioada Plahotniuc. Care a fost situația? Era cel care a capturat statul, dar cel puțin măcar un fantic de legalitate modificărilor în lege și acțiunilor se dădea. Pe timpul lui Plahotniuc era cel puțin un fantic, așa e o hârtiuță, o abalocică, un acoperământ peste acest legământ al corupției. Doamna Catană ne relatează despre timpurile lui Plahotniuc în justiția moldovenească, dreptunile în care erau o abalocică de legalitate. Dar doamna Catană, fiind atâția ani, cu atâția ani de experiență în justiție, nu-și amintește că Plahotniuc nu l-a preu barierele legislative în a-și înfăptui propria justiție? Omul hotărâi, ei, pentru voi, pentru judecători hotărâi, dar judecătorul era cel care înfăptuie actul justiției al lui Plahotniuc. Pe Plahotniuc legile l-o preau. Pe Plahotniuc legile l-o preau să aibă curte constituțională în 2019, care după asta incorporă plecat și-o retras toate hotărârile. Pe Plahotniuc legile l-o preau să găsească de-al de Berdilo, care să stuchească în democrația din Republica Moldova. Era o abalocică, spune doamna. Dar acum, dacă doamna cu experiență vede așa timpurile lui Plahotniuc în justiția moldovenească, dar amu, oare cum e? Noi acum vorbim deschis despre o capturare a justiției. Vă place vouă sau nu vă place? Noi vorbim deschis despre o capturare a justiției. Amu, e capturare. Dacă e capturare, doamna Catană, înseamnă că cineva vrea să preie controlul justiției Republicii Moldova în propria favoare, așa-i? Mă tin că sunt niște dosare care atârnă ca o saghie pe capul guvernării PAS, a Maiei Sandu, da? Probabil. Probabil ea abia așteaptă să controleze sistemul judecătoresc ca să înfăptuiască ilegalități. Așadar, pe timpul lui Plahotniuc era o abalocică de legalitate, dar amu e capturarea justiției. Dar interesant, dar tot dumneavoastră ați spus că pe timpul lui Plahotniuc statul era capturat, dar statul înseamnă tăt. Tăt e puterele, doamna Catană. Dar haideți să ne aducem aminte de perioada Plahotniuc. Care a fost situația? Era cel care a capturat statul. Dar cel mai amuzant e, stimată doamnă Catană, dacă cumva să ajungă acest video la dumneavoastră prin telefon, prin buzunar, prin computer, e cum întetă cașa asta de luptă, guvernarea cu judecătorii, magistrații versus reformele, tăt, și e ca se comprimă pentru mine ca anecdot, e în însuși faptul că voi amu ați ieșit la rampă și vorbiți despre faptul că puterea judecătorească ar vrea să fie capturată de un grup îngust de interese. Dar pe timpul lui Plahotniuc... Alo, judecători? Să aude cineva? Heți? Nu-i gure, nu-s cuvinte în gure. Oameni cu școală în spate, oameni cu zeci de ani de experiență în domeniu, n-o ieșit la rampă și n-o grăit despre ilegalități, despre zeci, sute de dosare, dosare fabricate, al defilat, sub ghiț bun, pentru care Moldova ajunge să plătească la CEDO. Hotărâri care stucheu în democrația Republicii Moldova, sughiți bun al de Berdilo. Despre asta nu-ți grăie. Despre colegi de dumneavoastră care au Porsche Cayenne-uri de 11.000 de lei. Cum? Cum n-am văzut niciodată n-am văzut niciun mozg de judecător buhnit, figurativ vorbind, de așa ceva. Statul era capturat pe timpul lui Plahotniuc, recunoașteți asta, doamnă Catană, dar iată amu? Avem nevoie de coacere. Interesant această paralelă. Eu sper să găsiți oameni care o leacă mai gine să vă coasă discursurile și imaginea publică, pentru că actualmente, din păcate, mai ales pentru voi, dar și mult mai din păcate, mai ales pentru noi, toți cetățenii Republicii Moldova, încrederea în sistemul justiției e jos. Ca și cum se vroia alianțul în 2012 din gura lui Ceban pe scena PCRM-ului. Tare jos. Și asta nu înseamnă că tățăs răi. Asta nu înseamnă că tățăs corupți și îmbogățiți ilicit. Dar atâta timp cât oameni din breaslă tac despre fără de legile din intern și respectiv pe interior greu să înfăptuiești schimbarea, și-ți buni și acceptați-o măcar pe exterior. Nu încercați niciodată să puneți judecătorii sub talpa mulțimii, doar de aceea că ei vreau. Da, judecătorul, în virtutea funcției, pronunță hotărâri mai puțin favorabile, mai puțin plăcute. Dar dacă judecătorul și-a motivat acea hotărâre și este conștient de ceea ce a făcut, nimeni, niciodată, sub niciun motiv,
nu o să poată să-ți facă nimic. Stimată doamnă, tu spui că ai putere. Tu mai spui că ești sigură că deciziile tale sunt corecte. În plus, nimeni nu poate să-ți facă absolut nimic. Atunci, hule, te plângi că cineva te capturează. Uf, jălea mea.